În această seară continuăm cu o altă lecție din perioada post-exilică, vorbind despre oameni dedicați lucrărilor sfinte. Lucrările Domnului pe pământ se fac prin oameni, dar nu prin toți oamenii, prin oameni cu tragere de inimă. Așa a fost încă de la început, când a fost construit cortul Domnului în pustie, toate materialele necesare și toate lucrările care au dus la realizarea edificiului și a obiectelor de cult s-au făcut prin oameni voluntari. Scriptura spune, Exod 25, Exod 35, că numai cei cu tragere de inimă au participat, fie prin donațiile lor, fie prin lucrările efectuate. Și așa a fost și va fi pentru totdeauna. Lucrarea Domnului se face de către cei care vor să-i slujească Domnului. Mai trebuie făcut o mențiune, s-ar putea să vrem și lucrul la care nu suntem chemați. Amintiți-vă că David a vrut să construiască templul Domnului. Un gând frumos pentru Domnul. Dar Domnul i-a spus că lucrarea va fi realizată de fiul lui. Lui a fost îngăduit doar să procure parte din materiale. În perioada post-exilică de care noi vorbim, fiindcă a fost nevoie de refacerea identității sociale și religioase a poporului evreu, Dumnezeu s-a folosit de mai mulți oameni dedicați lucrării sale. În prim plan, conducătorii Zorobabel, Iosua, Ezra, Nemia, prorocii Hagai, Zaharia, Maleahi, dar nu numai ei, și alți conducători regionali sau din ținutul Ierusalimului, leviți, preoți, la care s-a adăugat și mulți alții din popor care au dorit să slujească Domnului. Iată ce citim în cartea Ezra, capitolul 5, versetele 10 și 11, despre oamenii implicați în acele lucrări. Cuvinte din adresa conducătorilor provinciali către împărat. Le-am cerut și numele lor ca să le facem cunoscut și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. Iată răspunsul pe care ni l-au dat. Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită odată acum mulți ani, un împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise. Deci cine au fost cei implicați? Cei care au fost conștient că sunt slujitorii Domnului. Despre așa ceva citim și în cartea profetului Zaharia, care a fost folosit de Domnul în vremea aceea. Capitolul 6, versetele 10 și 11, să primești darul de la prinși de război din Babilon, Heldai, Tobia și Edaia, și anume să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Cefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon, să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună, să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Țadac, marele preot. Și tot de aici, versetul 15, cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului și vei ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Deci cei ce au fost receptivi s-au dăruit, fie de aproape, fie de departe, și lucrarea Domnului s-a realizat. Să luăm mai întâi câteva exemple de oameni dedicați, în nădejdea că ne vom cerceta și noi cât suntem de dedicați, de dăruiți Domnului. Și apoi să observăm câteva caracteristici a oamenilor de care se folosește Dumnezeu pentru lucrările sale. Primii pe care îi menționez sunt Zorobabel dregătorul și Iosua marele preot, conducătorii care au fost așezați mai întâi în slujbă după întoarcerea din robie după cei 70 de ani.
Citim despre ei în cartea Ezra, capitolul 5, versetele 1 și 2. Gândindu-ne la ei, potrivit cu cele scrise, avem de-a face cu niște începuturi slabe. Ei n-au fost niște războinici. N-au recucerit independența în urma unui război. Mi s-a dat dreptul să se întoarcă în țară și ei au fost cei mai cu inițiativă. Au fost aleși, rânduiți de Domnul să fie în slujbă, mă refer la Zorobabel, iar Iosua dintre preoți să fie mare preot. Ezra, capitolul 5, citim de la versetul 1. Prorocii Hagai și prorocul Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Țadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tainea, dregătorul de dincoace de râu, și Tar Bosnai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să dizi casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis: care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în privința aceasta. Iată niște oameni care, așa slab cum erau, au fost întăriți totuși de Duhul Domnului prin acele mesaje, prin puterea care Dumnezeu le-a dat-o și au stat înaintea Domnului gata să facă acea lucrare. N-au fost desăvârșiți. Citim și în cartea lui Zaharia, unde observăm că marele preot Iosua era acuzat. Uneori suntem foarte pretențioși când e vorba de conducătorii noștri. Poate că dacă trăia Petru în vremea noastră după ce s-a lepădat, nu l-am fi lăsat să predice în ziua cinzecimii. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Și credeți că Satana nu a șoptit și minții oamenilor? Iosua nu-i bun de mare preot. Cu asta nu vreau să spun că el avea păcate grave. Și de Petru, de care am amintit, a avut o cădere de moment. A plâns apoi. Dar n-au fost desăvârșiți. Decât că au fost desăvârșiți de Domnul și întăriți pentru acele lucrări. Citim în continuare, de versetul 2. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satanul, Domnul să te mustre. El care ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată, că îndepărtezi de la tine lejuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-a pus o mitră curată pe cap și l-a îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Și aici este principiul după care Dumnezeu lucrează. Dacă vei umbla în căile mele, deci Dumnezeu iartă trecutul, dar apoi poruncește sfințire. Dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea. Știți că judecătorii erau preotul în ultimă instanță. Și vei preveghea asupra curților mele și te voi face să intri împreună cu cei ce stau aici. În capitolul 4 este scris în versetul 6: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. La fel s-a întâmplat și cu Petru, de care aminteam. Aparent a fost slab și el ca om era, într-adevăr. I-a fost frică de oslușnic. Dar când Duhul Dumnezeu l-a întărit în ziua cinzecimii, a stat în picioare și lucrarea Domnului s-a realizat. El, când a trebuit să ia cuvântul, a spus cu ocazia vindecării slăbănocului: ce vă uitați la noi? Acest om stă în picioare, a fost vindecat în numele Domnului. Așadar, Dumnezeu s-a folosit de bărbații aceștia, Zorobabel și Iosua, nu pentru că au fost niște uriași, ci pentru că s-au pus la îndemâna Domnului
au fost gata să trăiască în adevăr și cu puterea ce o aveau, cum i-a spus Domnul altă dată lui Gedeon, s-au ridicat, cu un început slab, dar prin ajutorul Domnului și ajutați deci ceilalți credincioși din vremea aceea, lucrarea Domnului s-a făcut. Ceva asemănător a fost și cu ocazia ridicării zidurilor Ierusalimului, 10 de ani mai târziu, așa cum scrie în Neemia capitolul 3, fiecare a lucrat în dreptul casei lui, în ce avea, și lucrarea s-a făcut. Cineva a întrebat pe un om de ce crede că l-a folosit Dumnezeu. Și l-a recunoscut cu sinceritate, a spus, n-am fost cel mai bun, cel mai capabil, n-am fost un om fără vină, dar m-am apropiat de Domnul cu inimă curată și am fost mereu disponibil. Oamenii aceștia s-au pus în slujba Domnului. Zorobabel, Iosua și ceilalți, cu puterea ce o aveau, potrivit cu darul și harul ce le-a fost rânduit de Domnul și lucrarea s-a realizat. Un alt om dedicat a fost Ezra. Despre el citim în cartea sa, capitolul 7, de la versetul 1, următoarele. Ezra era fiul lui Seraia și se merge pe spița genealogică, versetul 5, până la Aaron. Versetul 6. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeu său era peste el, împăratul i-a dat ce ceruse. Versetul 8. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea împăratului. Versetul 10. Căci Ezra, acesta e versetul cel mai de referință pentru acest preot și cărturar, căruia se pare că îi datorăm cel mai mult legarea împreună a cărților Vechiului Testament. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Aceasta este ordinea de lucrare a oamenilor cu pasiune pentru Dumnezeu. Întâi să studieze, studiu aprofundat, apoi să împlinească, să nu fie doar niște cărturari și în final, când el cunoaște adevărul, când îl practică, să învețe și pe alții cu aceeași pasiune. Așa l-a numit și împăratul, citesc versetul 12, cuvinte din scrisoarea lui, Artaxerxes împăratul împăraților către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor. Și a fost recunoscut de autoritatea Spiritului Sfânt a Scripturilor, de împărat și crezut de popor. Dumnezeu s-a folosit de el în mod deosebit în vremea aceea. Ca să vedeți câtă pasiune a avut el pentru adevărul care l-a studiat și l-a predat altora, întoarcem pagina la capitolul 9. Să-l auziți pe Ezra cum se roagă. Numai o secvență din rugăciunea lui vă citesc. De la versetul 13. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați să începem iară să călcăm poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase. N-a izbucnit atunci iarăși mânia ta împotriva noastră până acolo când ne-ar nemici, fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți. Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Omul care a văzut urățenia păcatului și felul în care mânia lui Dumnezeu se răsfrânge peste păcat, așa cum este scris în toată Scriptura, Psalmul 90, Romani capitolul 1, texte de referință printre altele. Dacă vreți să vedeți cu adevărat predicatori pe care să-i puteți asculta și urma, aceștia trebuie să se asemene cu Ezra. Nu doar să aprofundeze în vederea prezentării unui studiu sau
a unei predici, ci să aprofundeze în egală măsură toată Scriptura cu pasiunea sinceră de a-și însuși acele cunoștințe și de a le preda ca un scop vital pentru poporul care aude. Aici nu este vorba să se urmărească scopuri de slavă, elemente de retorică, pentru că aici avem de-a face cu adevărul sau cu eroarea, cu viața sau cu moartea, în primul rând. Un alt om dedicat în vremea apostezilică a fost dregătorul Neemia. Despre el citim în cartea ce îi poartă numele, cât de greu a fost drumul de la a întreba de soarta evreilor rămași sau reveniți în țară și până la a organiza și a realiza rezidirea Ierusalimului, organizarea celor dinăuntru zidurilor și mai mult a slujbelor, a sistemului teocratic în jurul templului reclădit. Citim din Neemia capitolul 1 de la versetul 2. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați, care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Să știți că pe un om poți să-l cunoști după întrebările ce le pune. Afli ce îl interesează. Evident că el se demască pe deplin și după reacția în urma răspunsurilor ce le primește. Ei au prezentat situația tristă în care se afla cetatea și oamenii de acolo și scrie în versetul 4, când am auzit aceste lucruri, am cedut jos, am plâns, dar n-a fost doar o chestiune sentimentală de moment, pentru că se scrie în continuare, m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și rugăciunea lui este rugăciunea omului pasionat de lucrarea sfântă. Face apel la cuvinte din lege, se aseamănă rugăciunea lui cu cererile inițiale adresate de Solomon înaintea Domnului, la inaugurarea templului, ci se încheie, citim versetul 11, ac, Doamne, să ia aminte urechea Te la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de numele Tău, dă azi, stăzi, izbândă robului Tău și fă-l să capete trecerea înaintea omului acestuia. Ceea ce s-a și întâmplat conform celor scrise în capitolul 2. A fost marcat de starea jalnică în care se aflau cei din Ierusalim. Nici în vremea noastră situația spirituală nu-i prea bună. Așa că din acest punct de vedere putem să avem cu toții o tristețe generală sau, cum spunea Apostolul Pavel, o durere necurmată în inimă. El cere voie împăratului să renunțe la slujba bună ce o avea la palat, să se ducă în țara părinților săi, că numai astfel i-ar fi luat întristarea de pe suflet și s-ar simți împlinit. A ajuns la Ierusalim, a inspectat ceea ce era acolo și a rămas pasionat după ce a văzut că ceea ce i s-a relatat este exact așa și a face ceva nu-i ușor. Aici este scris în finalul capitolului 2 că după ce au hotărât să facă ceva, imediat au apărut piedicile, dar scrie versetul 20 că el a rămas ferm în pasiunea lui, nu putea fi dezrădăcinat ușor. Dumnezeul celor ne va da izbândă, noi robii săi ne vom scula și vom zidi, ceea ce s-a și întâmplat. Citim tot despre el în capitolul 5, unde își descrie pe scurt, de la versetul 14 la 19, cei 12 ani de mandat ca dregător la Ierusalim. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la 20-lea an până la 32-lea an al împăratului Atarserse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din dregători împovărau poporul și luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorilor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Versetul 19. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Și efectiv erau lucruri notabile în ceea ce el a făcut. Citim și din capitolul 7,
de la versetul 1. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbe lor ușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratele meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetății Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, și le-am zis să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorul în fața voastră. Locuitorul Ierusalimului se facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui. Cetatea era încăpătoare și mare, dar poporul era puțin în ea și casele nu erau zidite. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am amintit aceste versete ca să vedeți că el n-a fost interesat numai de ridicarea zidurilor și de ceea ce urma să întâmple apoi în cetatea refăcută. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se susiră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Și sunt prezentați oamenii de la prima întoarcere. În cuprinsul acestor cărți este scris că alții au primit de bună voie să mai locuiască la Ierusalim, să tras la sorți, pentru că cetatea trebuia să fie populată și să reziste unor eventuale atacuri, asedii. Citim și din capitolul 12, ca să vedem pasiunea acestui om pentru cele materiale, pentru organizarea spirituală. În ziua aceea s-au rânduit oameni care se privegheze asupra odăilor, care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tii roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să aducă din ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților. Versetul 47. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Nemia, acești oameni dedicați, părțile cuvenite cântăreților și ușierilor, zi de zi, au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfințite cuvenite lor. Iată cât valorează un om cu dăruire. Lucrarea se ridică, lucrarea își urmează cursul inițial. Dumnezeu este proslăvit și oamenii sunt binecuvântați în ea. Să nu uităm, privind la oameni dedicați, și pe profeți. De profeți a fost nevoie în toată istoria. Ei au fost dedicați prin slujba lor generațiilor, dar au slujit și planului mesianic. Să nu uităm că în vremea aceea au fost profeți care au profețit despre prima venire a Domnului și despre a doua venire. Pentru că Dumnezeu avea în vedere în planul său atunci să fie refăcut Ierusalimul, religia evreilor să funcționeze în continuare în jurul templului de Ierusalim, apoi să vină Domnul și lucrurile să curgă potrivit acestui plan etern. E foarte important să avem proroci și să știm care este viziunea de ansamblu a lucrării. De exemplu, în biserica noastră Dumnezeu a făgăduit pentru vremurile viitoare anumite lucrări. Dacă cineva privește numai în scurt la ce se va întâmpla într-un an sau doi, s-ar putea să nu aibă aceeași pasiune. Ca și cum este cineva care are o privire de ansamblu. Știți întâmplarea aceea că un om s-a dus într-un șantier și a intervievat trei oameni care munceau la fel, tencuiau, lucrau cu mortar. Primul care l-a întrebat a răspuns la întrebarea ce faci, a zis, dar nu vezi? Mortar. Al doilea a zis, astăzi tencuim peretele ăsta, pe deseară poți pune lumina să vezi că e drept. Al treilea avea o perspectivă mai îndelungată și a zis, vezi ce catedrală o să iasă. Depinde ce viziune ai. Dar viziunea cea mai amplă o au cei ce au parte de cunoștințe profetice. A fost foarte important pentru evrei în vremea aceea să înțeleagă nu doar că Dumnezeu le îngăduie să-și rezidească cetatea, să aibă templu în ea, să știe că Dumnezeu nu și-a abandonat planul. Puteau să creadă după nimicirea și deportarea în Babilon, poate Dumnezeu a renunțat la noi, că am fost răi. Având însă viziunea de ansamblu, acei evrei au muncit gândindu-se nu numai la ei, la copii și la copiii copiilor lor. Și asta face ca pasiunea să fie cu atât mai mare. Oamenii să fie dedicați, știind că slujesc nu doar unui scop imediat și temporar, ci unui scop
etern, unui Dumnezeu care este veșnic, care are o împărăție, care, așa cum a fost profețit prin Daniel, tocmai în perioada cea mai de negură, în perioada robiei, că împărăția sa va umple pământul. Să citim din cartea lui Hagai câteva profeții care, a lui și a celorlalți, câteva profeții care urmau să se împlinească nu în vremea lor, care nu s-au împlinit nici acum parte din ele. Hagai, capitolul 2, de la versetul 21. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: de ce nevoie avea Zorobabel de prorocia asta? E foarte important să ai viziunea peste ani. Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și cari de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și crăreții lor vor fi tântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștilor, pe tine Zorobabel, fiul și Altiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Deci iată cum se întăreau prin aceste mesaje profetice. Cartea Zaharia, capitolul 3, versetul 8. Domnul vorbește lui Iosua, colaboratorului lui Zorobabel. Ne referim la prima generație de după întoarcerea din robie. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Și vorbește în versetul următor despre ispășirea de pe Golgota. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însuși voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Și profeția merge mai departe. În ziua aceea, ce Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin, vorbind despre împărăția viitoare a păcii. Citim și din profetul Maleahi, amintindu-vă în timp ce întoarcem pagini în Scriptură, că în Zaharia de la 12 la 14 se vorbește în mod deosebit despre a doua venire, despre evenimente care le așteptăm. Maleahi, capitolul 3, de la versetul 14. Oameni lipsiți de pasiune vorbeau, cum scrie în versetul 14. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncii lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Versetul 17. Uitați-vă în viitor. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, cei ce au slujit. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebire între cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine va arde, zice Domnul oștilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Este un verset puternic. Că ramurile au fost tăiate de multe ori în istorie, dar i s-a spus că vine vremea când va fi scoasă și rădăcina răului. Și această profeție merge până la diavol, că răul de la el originează atât între îngeri cât și între oameni. Cu astfel de profeți, oamenii puteau să devină mai pasionați de ceea ce făceau. Și mai privim încă spre o categorie de oameni cu pasiune în vremea aceea, preoții și leviții care s-au întors în țară. Acolo unde erau în diaspora, în deportarea mai exact babiloniană, ei nu puteau sluji. Întors la Ierusalim, reconstruirea templului le-a permis să-și facă slujba potrivit legii. În jurul acestora se leagă toate darurile care au fost aduse, toată munca celor care au contribuit la realizarea acestui edificiu religios național. Dar în prim plan, preoții și leviții au înțeles că lucrarea sfântă este o prioritate permanentă. Să citim despre ei în cartea Ezra, capitolul 6, de la versetul 18. Am putea aici să identificăm pe cei ce sunt programați să slujească,
duminică, marți, joi, vineri, pe cei ce sunt prinși să meargă în misiune, pe cei trebuie să vină la repetiții, luni, fanfară, miercuri, cor, vineri, orchestră, vor înțelege prioritatea și permanența slujbei? Ezra 6, citim de la versetul 18. Au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Versetul 20. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați, au jertfit paștele pentru toți fiii robiei, pentru frații lor preoți și pentru ei înșiși. În capitolul 8, din nou, citim despre ei de la versetul 24. Aici sunt tovarășii lui Ezra, a doua serie de evrei preoți și leviți întorși în țară. Am ales 12 căpetenii dintre preoți. Versetul 28. Sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acestea sunt un dar de bună voie făcut Domnul Dumnezeu părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familie a lui Israel la Ierusalim, în cămările casei Domnului. Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor care se le aducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. Și au putut să le predea cu bine, făcându-se un inventar atunci când au ajuns la Ierusalim. Dedicarea în slujbă, așadar, nu este numai pentru unii conducători, de care în primul rând este nevoie. Are în vedere și prorocii, de care v-am spus că e foarte mare nevoie, pentru că ei ne oferă un ajutor pentru generația noastră și ne ajută să vedem dincolo, în perspectiva eternă, dar în mod deosebit vreau să-i avem în vedere și pe oamenii care trebuie să slujească cu regularitate într-o biserică, cum este a noastră, mai mare și implicată în mai multe părți. Foarte important ca oamenii să fie statornici. Și când ești programat de slujbă, să știi că e ceva sfânt. E ca și cum te-ar chema Dumnezeu la apel, ca și cum ai sta la drapelul unității. Asta îi privea pe preoți și pe leviți. Aveau cetele lor când trebuia să intre și să slujească, pentru că la templu avem de face cu instituții cu foc continuu. Jarul, focul nu trebuia să se stingă de pe altar. Cădelnițele n-aveau voie să se stingă. Ori astfel de lucruri nu se pot face cu oameni care slujesc Domnului în timpul liber, atunci când au chef. Nu. Aici dedicarea înseamnă permanență. Doamne, ajută-ne și pe noi. Primește-ne. Pentru că, în primul rând, este un har să te primească Dumnezeu. Și harul este întreg atunci când îți faci lucrul tău, la ceea ce ești chemat. Să ne oprim acum și să observăm câteva caracteristici ale oamenilor dedicați lucrărilor sfinte. De fapt, aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi va răsplăti în final. Ușier, șofer, cântăreț, orice ar fi. Dar să fie dedicat acelei lucrări. În primul rând, vreau să observăm că rugăciunea dovedește dedicarea unui om. Ezra și Nemia au rugăciuni menționate în cărțile lor, rugăciuni cu foc, din care am selectat câteva cuvinte, pentru că ei și-au dus pasiunea până la lupta spirituală, după modelul practicat de Daniel, care și el se ruga, cu siguranță Daniel a avut un rol direct sau indirect în evenimentele de care noi vorbim. Daniel era la curtea împăratului care a dat decretul pentru reîntoarcerea în țară. Nu știu cât s-a implicat, dar cel puțin cu rugăciune s-a implicat, conform celor scrise în Daniel capitolul 9. A pus suflet. Trebuie să înțelegem că implicarea în lucrarea sfântă înseamnă o luptă. Și dacă în lupta asta nu birui, vei abandona. Fie înfrânt de ispite, fie nu vei putea să organizezi lucrurile,
fie îți vei pierde apetitul, nu vei vedea rezultate, nu se poate susține lucrarea Domnului fără multă luptă în rugăciune. În Ezra, capitolul 9, este prezentată rugăciunea acestui om și citesc în versetul 5. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din zmerenia mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi și am întins mâinile spre Domnul Dumnezeu meu și am zis, Dumnezeule, observați strigătul unui om pasionat. În cazul lui Nehemia, de asemenea, rugăciunea l-a absorbit și nu se putea altfel. După ce au început lucrările și piedicile erau permanente, citim de mai multe ori, de exemplu în Nehemia 6, 9 și 14, se rugau. A fost o lucrare pregătită cu rugăciune și susținută cu rugăciune. Nu se poate altfel. Apostolul Pavel în Noul Testament este un exemplu de om pasionat. Știți că avea dorință să ajungă și la Roma și în Spania și pe unde a mers odată. A vrut să se întoarcă și să cerceteze și lucrarea să funcționeze și se ruga pentru toți. În toate epistolele scrise despre rugăciunile lui. Pentru că pasiune fără rugăciune nu există. Slujire fără rugăciune înseamnă insucces. Pentru asta vă citesc din Romani, capitolul 9 și din capitolul 10. Scrie 9:1, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape că doresc să fiu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Și ce face un om care are o astfel de durere necurmată în inimă? Capitolul 10, versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este ca să fie mântuiți. Dacă e numai dorință și nu e rugăciune, asta înseamnă să-i dorești la unul flămând poftă bună și să-i spui la unul care nu te interesează dacă moare, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar când pui suflet, când te rogi pentru cântarea ce va cânta corul, când te rogi ca o șier pentru toți frații cu care vei da mâna duminică, să le rămână seninătatea și pacea de pe chipul tău, să nu-l uite până duminica viitoare, când le mai dai o poză. De aceeași calitate. Oameni pasionați cu pasiune dovedită în primul rând prin rugăciune. Oameni care au înțeles că lupta de natură spirituală, acolo se dă mai întâi bătălia în văzduh și apoi la sol se execută potrivit ordinilor venite de sus. În al doilea rând, oamenii pasionați sunt gata să intre în legământ cu Domnul. Adică lucrarea ce o fac să fie un angajament irevocabil, să fie o dăruire totală, potrivit ofertei divine. Dumnezeu, când a inițiat relația sa cu poporul, s-a încheiat un legământ, descris în Exod 24, unde Moise stropește cu sânge cartea în care s-au scris cuvintele legământului și poporul. Unii au călcat legământul de-a lungul istoriei și amintiți-vă de rugăciunea lui Ilie, un alt om pasionat care spunea, Doamne, au călcat legământul. Ce înseamnă a respecta legământul? Asta înseamnă pasiune. Să nu știrbești nimic. Să faci totul de calitate și la timp. Vreau să observați din cărțile de care noi vorbim, citesc din Ezra, capitolul 10, și apoi din Nehemia, a fost nevoie de încheierea unor legăminte. 10:3. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru. A fost vorba de izgonirea femeilor străine. Adică nu discutăm, că poate fi, poate că nu, vedeți. Cum credeți de cuvință? Nu, un legământ. E ceva ce nu se poate reveni. Mai ceva decât legea mezilor și perșilor. Nehemia, capitolul 9, versetul 38.
pentru toate acestea, pentru tot ceea ce era necesar, organizarea slujbelor, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpetenii noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Cred că și în vremea noastră uneori sunt lucrări la care ar trebui să facem un angajament scris și să putem spune în final, cum e vorba la români, așa să ne ajute Dumnezeu. Asta ar însemna că ne-am ars corăbile și se merge numai înainte. Dedicare înseamnă să nu te mai uiți înapoi. Numai așa pot fi rezultate bune. A întrebat cineva dată pe un antrenor ce iubești mai mult la sportivii tăi. Și au fost enumerate câteva calități tehnico-tactice sau aptitudini fizice. Și el a zis, nu, dar ce e mai important? Pasiunea pentru sport. Și într-adevăr, sunt unii care fie în sport, fie la învățătură, fie la diferite lucrări materiale, ajung să aibă mai bune rezultate ca alții care sunt mai capabili, mai dotați, dar nu sunt hotărâți. Nu sunt gata să moară pentru o cauză. Pe bună dreptate se spune că cine nu-i gata să moară pentru o lucrare, nu-i bun să o facă. Ori asta înseamnă legământ. De ce îi mustră Dumnezeu în vremea aceea prin Maleahi, citim capitolul 2, de la versetul 10, și drept dovadă că Dumnezeu ar vrea să îi slujim și în biserică și în familie sub calitatea și angajamentul unui legământ, scrie aici, pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios. Versetul 14. Domnul este martor între tine și nevasta în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că ești de tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Și versetul 16 scrie în final, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși, v-ați angajat să faceți o lucrare. Ea trebuie făcută până la moarte. Odată a venit la mine un frate diacon și a spus, frate, eu îmi dau demisia. Nu știam cum să procedez, că eu eram mai tânăr atunci, el era mai în vârstă, puțin mai sensibil. Și mi-a venit în minte să-i spun, frate, dar cine te-a chemat pe dumneata în slujbă când ai fost chemat? Și el a zis, Domnul. Atunci te duci, îl cauți pe Domnul și înaintezi demisia. Vezi, dacă Domnul ți-o primește, dacă m-a pus Domnul într-o lucrare, aceea o fac. Dacă o scară am de măturat, aceea o fac de acum și până se demolează blocul. Și vor ști toți, cum zicem proverbe, că un om credincios în lucrul lui poate să șadă lângă împărați. Aceștia sunt oamenii care îi apreciază Dumnezeu, dar care astăzi dă 1 milion și mâine nu-și plătește nici cotizația de 10 lei, în ăsta nu poți să ai nădejde că vei termina treaba cu el. În al treilea rând, vreau să observăm că oamenii dedicați sunt gata să suporte condițiile cele mai grele, adversitate, lipsuri materiale, efort. Nu se vor uita după vreme și vor fi gata să se jertfească. Știu cazul unui frate care s-a dus datorită atribuțiilor ce le avea la nivel de cult, un alt județ decât cel în care locuia, și-a investigat un caz, a încercat să rezolve niște lucruri și omul de acolo se scuza spunând, păi dumneata, nu știi că am diabet și normal să fiu mai recalcitrant când am probleme, îmi scade glicemia, la care fratele spune, cât e de mare diabetul tău? Urcă până la 200, la care fratele zice, ai vreun aparat, adu aici, când caută 300 și și oamenii și 400, ăsta se sperie. Și cu atâta diabet te-ai deplasat de acolo 100 km să vii să rezolvi problema asta? Te lucrează Domnului, frate. A zis, mi-e rușine și eu n-am vrut să rezolv aici un plan local, că nu mai mă duc până la el. Deci lucrarea cere efort. Dacă ești obosit și nu mai vii la repetiții, și noi am crezut că nu mai vii numai când trebuie să venim noi la tine la priveghi.
E mare diferență. Efort. Dar dacă pentru zidirea unei case, pentru păstrarea unui lot cu zarzavatorii, suntem în stare să transpirăm și pentru lucrarea Domnului nu suntem în stare să depunem efortul necesar, nu se poate face treabă cu noi. Eu îndrăznesc să spun că nici Satana nu face mare treabă cu leneși. Și el ar avea nevoie de oameni mai isprăviți, care să fie de servici, ori de câte ori le-ar dea vreo misiune, dar lucrarea Domnului nu merită. Hai să citim din Neemia capitolul 4 și capitolul 5 să vedeți în ce condiții s-a lucrat atunci. Ce înseamnă dedicare. Capitolul 4 de la versetul 16. Din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Versetul 22. Fiecare se petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, care erau sub porunca mea, fiecare se ducea cu armele la apă. Știi, credeți că au muncit în concediu? Ascultați ce citesc în continuare, ce situație aveau acasă. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ne se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Era sărăcie, aveau datorii, copiii au trebuit să-și vândă robi pentru subzistență. Dregătorul Neemia nu știa de asta, a intervenit și i-a pus pe creditor să îi grațieze. Deci, în condiții de sărăcie, efort, și-au muncit pentru că a fost nevoie în lucrarea Domnului. Mi-amintesc cu drag de vremea copilăriei în care frații care au venit să evanghelizeze comuna noastră, bunicii mei au fost primii pocăiți în comună, veneau pe jos de la o altă comună care era la o depărtare de 12 km, veneau mereu seara la ei noștri și apoi spre miezul nopții se întorceau pentru că mâine dimineață urmau să intre în schimb. N-a fost ușor. Dar așa se face lucrarea Domnului, cu efort. Să ne amintim de cele scrise de Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 11, când își povestește pățănile și pe lângă câteva situații mai critice prin care a trecut, zice adesea de foame, de post, de lipsă de îmbrăcăminte. În asemenea condiții se face lucrarea Domnului de adevărați oameni dedicați. Și o a patra caracteristică pe care o amintesc mai întreagăt, cunoașterea planurilor divine. Dacă are Dumnezeu un plan să facă lucrare, apoi cunoașterea aceea de perspectivă de care vă aminteam, îndemnurile sistematice pe parcursul efectuării lucrărilor sunt foarte importante. Aici în Neemia 4 scrie de la versetul 19, am zis mai mari, la dregătorul și la popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi de parte unii de alții. La sunetul trâmbiței, să vă strâți la noi, spre locul de unde veți auzi, Dumnezeu nostru va lupta pentru noi. Deci să știi că ești lucrător împreună cu Domnul și lucrarea va merge înainte. Pentru că este în planul lui Dumnezeu. Când pui problema așa, e biruință. Și în final vei putea spune, cum scrie în 6 cu 16, au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Poate noi ne gândim de ce nu ne creează Dumnezeu condiții mai optime, mai favorabile. Sunt situații în care Dumnezeu dă, din belșug, ca în vremea lui David și a lui Solomon. Dar sunt situații, cum a fost cea din perioada post-exilică și nu numai, când oamenii în condiții grele, nefavorabile, au făcut lucrarea Domnului. Așadar să nu uităm. Oamenii pasionați se cunosc prin zelul lor în rugăciune, prin angajamentul ferm tip legământ, prin dăruirea totală și toate astea, pentru că ei sunt în acord cu voia lui Dumnezeu și știu să valorifice momentul și lucrările rânduite de el la vreme, cum vorbeam într-o lecție anterioară. Încheiem afirmând că
Oamenii dedicați cu adevărat lucrărilor sfinte sunt oamenii care încep, chiar dacă mai slab, continuă, chiar dacă în condiții grele, dar finalizează. Așa cum Domnul Hristos a putut să spună în final, Tată, am sfârșit lucrarea. Finalul, finalizarea unei lucrări, dovedește că am lucrat împreună cu Dumnezeu, pentru că El este Alfa și Omega. Când se începe bine, dar nu se termină, înseamnă că pe parcurs s-a rupt relația noastră de Domnul. Când suntem conștienți că lucrarea este a Lui, că suntem lucrători împreună cu El, nu putem să o abandonăm înainte ca ea să fie finalizată. Înainte ca să pot spune ca Pavel, m-am sfârșit alergarea, atât mi-a fost dat. Conștienți că nu noi lucrăm în primul rând, ci Dumnezeu are în plan, El ne sprijinește, puterea este a Lui, este scopul Lui, e voia Lui, vei spune ca și Pavel, chiar dacă am lucrat mai mult decât alții, 1 Corinteni 15:10, nu eu, harul lui Dumnezeu care este în mine. Așadar, să fim încredințați la ce ne-a chemat Dumnezeu și să ducem până la sfârșit. Dacă te-ai înrolat să fii mămică, să știi să-ți duci misiunea până se încheie șirul nașterilor, până se încheie șirul căsătoriilor, uite, asta e lucrarea care Domnul mi-a dat și voi stărui nea până la sfârșit. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii un bărbat de nădejde într-o familie, un stâlp, un proroc, un predicator, un ușier, un cântăresc, ce ești, să poți să nu fii scos la pensie de boală, numai de bătrânețe. Ce intră în pensie de boală nu-i normal în lucrarea Domnului. Abandonul nici atât. Și în ultimă instanță să înțelegem că organizarea interdependentă, adică nimeni, sau mai exact spus, Dumnezeu nu are nicio lucrare în care să fie implicat omul singur. Nemia a avut pe frații lui, a avut pe Ezra, Zorobabel a avut pe Iosua. Hagai s-a asociat cu Zaharia și împreună au profețit. În Fapte 15 este scris că unii au plecat din biserică și au făcut rău. Și adevărații slujitori au venit și s-au sfătuit cu cei din biserică. Apoi le-au trimis o scrisoare, au trimis alți oameni de la Ierusalim și toți împreună au făcut ca lucrarea Domnului să propășească. Pentru că Dumnezeu nostru este atât de mare, lucrarea este atât de mare, încât zidul e atât de mare și ne trebuie o trâmbiță, cum spunea Nemia, să ne ajutăm, dar între timp fiecare are partea lui care o zidește. Ce-ar fi putut Nemia să facă el singur? Am mandat de la împărat, eu vreau să-i pun toți bolovanii să-i stropesc cu un de lemn, să inscripționez că Nemia i-a așezat. Nu, Nemia a avut partea lui, altul a lui. Deci e foarte important să înțelegem relația, interdependența dintre posturile pe care Dumnezeu le-a rânduit în lucrarea sfântă și împreună să ne facem cu toții datoria. Doamne, ajută-ne! Așadar, frați și surori, dacă n-am fost suficient de dedicați, haideți în seara aceasta să ne rededicăm Domnului. Să spunem, Doamne, la ce ne-ai chemat și în colaborare cu alții, vrem să ne sfârșim cu bine lucrarea. Cum spunea Apostolul Pavel, un cuvânt foarte frumos în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 24, l-am însemnat în mintea mea din tinerețe, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, adică nu mă interesează condițiile în care lucrez, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul și nu știa la ce e chemat, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă tuturora. Amin.